Vești de departe. Însă, cel mai mult îl iubeau pe împărat chiar supușii lui, căci era atât de grijuliu și de bun și se îngrija de bunăstarea lor cum numai un părinte iubitor se poate îngriji de copiii săi. Dar fericirea nimănui nu e de plină pe pământ. Nu era pe deplin fericit nici împăratul Barba al Vintie, cel iubit de toți. Era singur. Familie nu avea. N-avea nici soție dragă, nici copii iubitori, nu avea pe nimeni. Cu mulți ani în urmă, moartea îi răpise singura fică. Mult a suferit împăratul pentru moartea iubitei sale fete, dar s-a gândit că, îngrijându-se ca șupușii săi să fie fericiți, va uita de amărăciune. Totuși n-a fost așa. De la an la an, împăratul se simțea din ce în ce mai singur și de la an la an se gândea tot mai des cui să lase împărăția ca să domnească după moartea sa.